Bun găsit! Sunt Alina Rădugan și începem o nouă ediție Business Class. Astăzi aflați cât de profitabilă mai este o cultură cu soia, dar și ce ar trebui și ce nu ar trebui să discutați cu colegii de serviciu. De asemenea, tot astăzi vă spunem prin ce program european pot fi sprijiniți elevii din mediul rural și începem cu cele mai importante știri economice. Ce veste bună a venit de la Uniunea Europeană cu privire la fondurile din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013? Ce fel de mașini sunt dezavantajate la vânzarea second-hand și care este vedeta programelor din exercițiul financiar 2014-2020 cu o alocare de peste 9 miliarde de euro? Aflați imediat din prima noastră rubrică de astăzi. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a început să preia din 26 mai toate cererile de plată pe suprafața ale fermierilor, inclusiv pe suport de hârtie, în prezent fiind digitizată și pregătită pentru depunerea cererilor o suprafață de 3.613 milioane de hectare, care aparține unui număr de 116.733 de fermieri. Potrivit unui comunicat al APIA remis luni către Agerpres, cererile astfel depuse vor fi prelucrate de către angajații instituției în perioada următoare, iar fermierii își vor putea exercita dreptul de a solicita subvențiile. Fermierii vor putea să se prezinte la centrele județene ale APIA în cazul în care solicită la plată o suprafață de peste 50 de hectare de teren agricol sau la centrele locale ale APIA dacă solicită la plată o suprafață de până în 50 de hectare. La depunerea cererii unice de plată, fermierul trebuie să prezinte documentele care dovedesc utilizarea terenului agricol, inclusiv a terenurilor care conțin zone de interes ecologic, precum și a animalelor. România a obținut de la Comisia Europeană posibilitatea de a transfera mai mult de 3% între axele de finanțare ale Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, astfel încât rata de absorpție a fondurilor europene ar putea depăși 95%. Anunțat luni, secretarul de stat în Ministerul Agriculturii, George Turtoi. Acesta a precizat că a mai fost obținută o facilitate de la Comisia Europeană, respectiv aceea că proiectele contractate acum pe alocarea din 2007-2013 pot fi continuate dacă nu se finalizează proiectul din fondurile programului viitor 2014-2020. Valoarea totală a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 a fost de 9,32 de miliarde de euro, din care 6,14 miliarde de euro au fost alocați proiectelor de investiții. Fondurile de pensii private obligatorii, adică pilonul 2, au produs la 7 ani de funcționare efectivă din 2008 până în 2015 un câștig net de 4,48 miliarde de lei, adică peste 1 miliard de euro, pentru cei peste 6,3 milioane de români care contribuie în acest sistem. Potrivit unor studii recente citate în comunicat, fondurile de pensii de pilon 2 sunt singura resursă de economisire financiară pentru o pondere consistentă a populației, în special în rândul celor cu venituri mici și fără soluții de economisire, investire în alte instrumente. Potrivit acelorași studii, fondurile de pensii private vor fi în măsură să asigure o completare semnificativă a ratei de înlocuire a salariului prin pensie, la vârsta retragerii din activitate, rata de înlocuire suplimentară ajungând până la 20%. Înmatriculările de autoturisme rulate au crescut în România în primele 4 luni cu 14,84% până la 73.824 de unități, comparativ cu aceeași perioadă din 2014. Marca auto second hand preferată a românilor este Volkswagen cu 21.182 de unități înmatriculate din ianuarie și până în aprilie, față de aceeași perioadă anului trecut cu 77,38% mai mult. Topul preferințelor continuă cu Opel cu
12.599 de unități, Ford cu 8.547, BMW cu 5.071 de unități și Audi cu 4.958 de unități. Dacia se situează în jumătatea a doua ierarhiei cu 480 de exemplare second-hand înmatriculate în intervalul ianuarie-aprilie din acest an, comparativ cu perioada similară din 2014, dintre care 123 înregistrate doar la nivelul lunii aprilie, în creștere cu 86,36% față de aceeași lună din anul precedent. Segmentul monovolumelor compacte a înregistrat cea mai mare creștere a vânzărilor în primele 4 luni ale acestui an, cu peste 75% față de perioada similară a anului trecut, potrivit dealerilor auto din piață, fiind cel mai dinamic segment din acest an. Al doilea segment după creștere a fost cel al limuzinelor de lux, clasă care a înregistrat și cea mai mare creștere anul trecut. În intervalul ianuarie-aprilie, vânzările acestora au crescut cu peste 50%. Peste 200.000 de mașini second-hand își schimbă în fiecare an proprietarii în România. Iar autoturismele roz sau portocalii pierd cel mai mult la momentul vânzării, reiese dintr-o analiză realizată și publicată de un site auto. Potrivit sursei citate, unul dintre cele mai importante elemente în stabilirea prețului mașinii rulate este că valoarea unui autovehicul nou scade din momentul în care a fost achiziționat. Practic, din clipa în care a făcut primii kilometri, mașina nu mai poate fi considerată nouă, iar în primul an deprecierea este cea mai mare, în general între 15 și 30%. Apoi valoarea scade cam cu 10-15% pe an, astfel încât multe autoturisme pot ajunge în 3 ani să valoreze jumătate față de momentul cumpărării. Ideal este când o mașină își pierde doar 40% din valoare după 3 ani și grav este în momentul în care își pierde 60%. Pe de altă parte, la momentul vânzării sunt dezavantajate autoturismele în culori neobișnuite, precum portocaliu, roz sau verde, clienții preferând totuși nuanțele clasice. De asemenea, prețul unei mașini second-hand este influențat de timbrul de mediu, în sensul că dacă acesta trebuie plătit la revânzare, cumpărătorul va insista ca suma pe care o achită să fie mai mică pentru a compensa plata timbrului, care se poate situa între 500 și chiar 1000 de euro. Freelancerii, oamenii care muncesc pe cont propriu, câștigă prea puțin bani, iar situația lor crește inegalitatea socială. Arată atât sondajul realizat de un ONG, cât și un studiu al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Problema este că, pentru mulți muncitori independenți, nu există alternativă. Nu-și găsesc un loc de muncă stabil, așa că se mulțumesc cu ce au, chiar dacă, pe termen lung, nivelul lor de trai va rămâne la unul scăzut. Potrivit Washington Post, organizația Request for Startups a organizat un sondaj în rândul unor persoane care au abandonat munca pe cont propriu. Peste 40% spun că nu câștigau suficient cât să își asigure traiul zilnic, în vreme ce mai bine de o treime au spus că nu le făcea plăcere munca pe care o prestau. Iar veniturile mici dau naștere multor altor probleme. Institutul Național de Statistică arată că în 2014 în România erau 238.000 de persoane subocupate. Sunt oameni care lucrează cu jumătate de normă, dar care își doresc un program întreg tocmai pentru că nu le ajung banii câștigați lunar. Ungaria, România, Bulgaria și Slovacia urmează să semneze un acord de interconectare a rețelelor lor de gaze naturale, care să permită și tranzitul invers, a anunțat ministrul ungur al afacerilor externe. În contextul renunțării la proiectele Nabucco și South Stream, este necesar ca statele din regiune să caute noi oportunități și soluții pentru diversificarea aprovizionării cu gaze naturale, a mai spus ministrul. Atât timp cât rețelele de gaze din regiune nu sunt conectate și atât timp cât nu se investește într-o conductă strategică, nu putem vorbi despre securitate energetică în Europa Centrală. Acordul urmărește să sporească securitatea aprovizionării cu energie a tuturor celor 4 țări, a subliniat ministrul ungur. Partenerii pot accesa atât fonduri europene, cât și bani din bugetele naționale pentru finanțarea investițiilor necesare. Gazoductul Iași-Ungheni, de exemplu, va fi prelungit până la Chișinău, pe teritoriul Republicii Moldova, și până la Onești, pe teritoriul României, în baza unui memorandum semnat joia trecută de reprezentanții celor două guverne, în contextul vizitei efectuate de premierul Victor Ponta în statul vecin, așadar lucrurile încep să se miște în regiune.
foștii angajați care fac concurență neloială firmei la care au lucrat vor primi amenzi mai mari decât cele de până acum. De exemplu, dacă aceștia își deschid propria firmă și desfășoară aceeași activitate ca și fostul angajator și atrag clienții acestuia, atunci vor fi sancționați cu amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei, față de doar 1.000 și 5.000 cât era până acum. Cele trei categorii de practici de concurență neloială interzise conform actului normativ sunt denigrarea unui competitor sau a produselor serviciilor sale realizată prin comunicarea ori răspândirea de către întreprindere sau reprezentantul ori angajatul său de informații care nu corespund realității despre activitatea concurentului sau despre produsele acestuia, de natură să-i lezeze interesele, deturnarea clientelei unei întreprinderi de către un fost sau actual angajator reprezentant sau de către oricine altcineva prin folosirea unor secrete comerciale și pentru care respectiva întreprindere a luat măsuri rezonabile de asigurare a protecției și a căror dezvăluire poate fi în dauna intereselor acelei întreprinderi și orice alte practici comerciale care contravin uzanțelor cinstite și principiului general al bunei credințe și care produc ori pot produce pagubă fostului angajator. Nouă din 10 banchieri cred că vor fi acordate mai multe împrumuturi pentru achiziția de locuințe, iar un sfert dintre ei prognozează o creștere puternică a cererii pentru acest credit. Este unul dintre produsele financiare care le aduc băncilor mulți bani, dar este și unul dintre cele mai costisitoare dacă ratele nu mai sunt achitate. Creditele ipotecare devin neperformante cu predilecție în perioadele de recesiune, însă în primul trimestru România a avut o creștere economică nesperat de mare, de 4,2% față de începutul anului trecut. Cert este că băncile încearcă să-și construiască o nouă relație cu populația. Anul acesta, cel mai important obiectiv este apărarea populației, iar scandalul francilor elvețieni l-a afectat destul de mult imaginea în ochii opiniei publice. Aflat anul trecut pe primul loc, simplificarea proceselor și creșterea gradului de automatizare în sucursale și în serviciile online, este anul acesta pe locul 4 în clasamentul obiectivelor. Retailerii moderni și producătorii agricoli din România sunt de ani buni cantonați în aceeași situație paradoxală. Ambele tabere își doresc și au beneficii colaborând, dar acest lucru nu se întâmplă. Veriga lipsă se numește logistică și nu poate exista dacă fermierii nu încep să se asocieze. Noi ne dorim să cumpărăm de la producătorii români, dar nu putem pentru că nu există infrastructura necesară. Este cel mai simplu răspuns la întrebarea de ce nu găsim legume și fructe românești în magazinele moderne din România. Producătorii ar trebui să se asocieze pentru că altfel nu sunt competitivi. În alte țări există forme asociative, astfel încât producătorul se ocupă doar de producție, iar de sortare, calibrare, ambalare și multe alte lucruri se ocupă forma asociativă. Ministrul pentru Dialog Social Liviu Pop a declarat că legea salarizării în sistemul bugetar ar trebui adoptată cât mai repede și aplicată, el precizând că se vehiculează ca prin noua lege salariul maxim brut în administrație să fie de 5.000 de euro. Pop a spus într-o conferință de presă că ar trebui să intre în dezbatere publică și cu legea salarizării în sistemul bugetar, în așa fel încât să existe o lege aplicabilă cât mai repede. El a arătat că prin creșterea în sistemul accelerat al salariului minim pe economie s-a ajuns ca 25% dintre salariații de la stat să aibă salariul minim pe economie și că odată cu creșterea salariului minim pe economie de la 1 iunie și de la 1 ianuarie la 1200 de lei, există riscul ca 80% din salariații din administrație să primească salariul minim pe economie. Programul Infrastructură Mare, vedeta programelor din exercițiul financiar 2014-2020, cu o alocare de peste 9 miliarde de euro, va fi aprobat de Comisia Europeană în iunie, crede ministrul de resort Marius Nica. Românii beneficiază în exercițiul financiar 2014-2020 de aproximativ 40 de miliarde de euro, între care 22 de miliarde de euro sunt fonduri structurale. În cadrul programelor structurale, cea mai mare finanțare o va avea programul Marea Infrastructură, care va îngloba și POS Mediul,
din actualul exercițiu financiar cu alocare de 4,2 miliarde de euro. Este vorba despre 9 miliarde de euro. În actualul exercițiu financiar, programul transporturi are o alocare de peste 4,3 miliarde de euro, dintre care a absorbit deja jumătate. Programul operațional transporturi, care în urmă cu 2 ani era ultimul la absorpția de fonduri, a ajuns fruntaș între programele operaționale, reușind să absoarbă aproape 60% din suma pusă la dispoziție, adică echivalentul a 2,5 miliarde de euro din totalul de 4,3 miliarde de euro. România a primit marți aprobarea oficială din partea Comisiei Europene pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, finanțarea totală din partea Uniunii Europene fiind de 8.128 de miliarde de euro, potrivit unui comunicat al Comisiei Europene. Suma aprobată României prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 reprezintă 8,18% ca procent din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, cel mai mare din cele 24 de programe aprobate marți. Cele 24 de programe de dezvoltare rurală aprobate de Comisia Europeană vizează îmbunătățirea competitivității agriculturii Uniunii Europene, protecția mediului rural și al climei, precum și consolidarea structurilor economice și sociale ale comunităților rurale în perioada de până în 2020. Rata șomajului înregistrat la sfârșitul lunii aprilie 2015 la nivel național a fost de 5,12%, mai mică cu 0,25 puncte procentuale față de cea de luna precedentă și cu 0,02 puncte procentuale față de cea din aprilie 2014, informează Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă printr-un comunicat remis către Ager Press. Numărul total al șomerilor înregistrați în evidențele agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă în luna aprilie 2015 era de 463.247, fiind cu 22.631 de persoane sub nivelul din martie. Subvenția plătită pentru cultura de soia în 2015 a fost încă de la începutul anului în atenția fermierilor români. Știind că sprijinul ar fi trebuit să fie de 325 de euro pe hectar, fermierii s-au concentrat mai mult pe soia. Dar calculele fermierilor ar putea fi date peste cap tocmai de marele lor interes pentru soia. De ce și cum s-a ajuns aici, dar și cât de profitabilă mai este o cultură de soia, aflați imediat în rubrica Pariu Economic. Subvenția plătită pentru cultura de soia în 2015 a fost încă de la începutul anului în atenția fermierilor români. Știind că fermele de peste 15 hectare vor trebui să aloce 5% din suprafață pentru plante fixatoare de azot, agricultorii s-au concentrat de la început pe soia, la care sprijinul cuplat vehiculat este de 325 de euro pe hectar, pe lângă plata unică pe suprafață și celelalte plăți directe, cum ar fi ajutorul național tranzitoriu, plata redistributivă sau plata pentru tinerii fermieri. Calculele fermierilor ar putea fi totuși date peste cap de acest mare interes pentru soia. Astfel, sprijinul cuplat pentru această cultură a fost anunțat de 325 de euro pe hectar, dar acest calcul fusese negociat cu fermierii la o suprafață cultivată la nivel național de 79.800 de hectare. Conform primelor estimări din piață, se pare că fermierii români vor însămânța peste 110.000 de hectare cu soia în 2015, ceea ce va face ca foarte posibil suma acordată pentru fiecare hectar să scadă. Mai mult, pentru a încasa plata acordată pentru promovarea culturii de soia la noi vine cu o serie de condiții, cele mai aspre fiind legate de productivitate. Astfel, pentru a încasa sprijinul cuplat pentru soia, cultivatorii trebuie să declare în cererea unică de plată cât pământ vor cultiva. Apoi, ei vor trebui să realizeze o producție anuală de cel puțin 1300 de kg de boabe de soia la hectar. Mai mult decât atât, fermierul trebuie să facă dovada că valorifică recolta minimă pe bază de contract încheiat cu o unitate de industrializare a boabelor de soia, în scopul obținerii de șrot și ulei de soia sau soia integral extrudată, sau pe bază de contract comercial de vânzare a mărfii, sau dacă o utilizează în scopul furajării animalelor înscrise în RNE și a păsărilor pe care le dețin în fermă, prin prelucrarea producției cu instalații proprii de procesare a soiei pe care o au în bază de contract de prestări servicii. O altă variantă ar fi aceea să se demonstreze că se livrează pe bază de aviz de expediție deținătorului soiului cel puțin 1300 de kg de sămânță
prezență certificată pe hectar în cazul loturilor semincere și să se prezinte factură fiscală pentru servicii de multiplicare soia, emisă, bineînțeles, de către deținătorul soiului, din care să reiasă că i-au fost livrate cel puțin 1300 de kilograme de sămânță certificată pe hectar. Cât despre suma pe care o vor încasa pentru fiecare hectar de soia, fermierii nu pot fi siguri de nimic. Dacă se va menține același buget fix calculat la mai puțin de 80.000 de hectare, calculele lor riscă să fie date peste cap chiar din primul an când intră în vigoare noul sistem de plăți directe. Un avantaj care se menține însă indiferent de cuantumul subvenției la soia va fi acela că odată declarată suprafața cu soia de cel puțin 5% din totalul exploatației vegetale, agricultorii pot să stea liniștiți pentru că îndeplinesc condiția principală pentru a încasa plata directă din pachetul de înverzire. Felul în care alegi să fii văzut la locul de muncă este o artă, cu consecințe destul de neplăcute atunci când nu reușești să o faci așa cum trebuie. Nu poți să construiești o legătură profesională puternică dacă nu te deschizi și nu încerci să te apropii de colegi. Însă acest lucru poate fi destul de complicat, deoarece dezvăluirea unor aspecte greșite poate avea consecințe devastatoare asupra carierei tale. Trucul este să știi cum să nu depășești anumite granițe, pentru că odată ce ai făcut asta, nu mai există cale de întoarcere. Așadar, în această rubrică vă spunem cum trebuie să vă comportați la serviciu. Ultimul lucru pe care cineva vrea să-l audă la locul de muncă este pe cineva plângându-se de cât de mult își urăște jobul. Făcând acest lucru, lași impresia că ai fi o persoană negativistă și fără spirit de echipă, care scade moralul și entuziasmul celorlalți. Șefii își dau seama rapid când există astfel de persoane în companie și știu că vor fi întotdeauna înlocuiți cu oameni mai entuziaști care vor aștepta cu nerăbdare acest lucru. Vor exista întotdeauna oameni incompetenți în orice loc de muncă și toată lumea știe cine sunt. Dacă nu ai puterea de a ajuta să-și îmbunătățească performanțele sau să-i concediezi, atunci nu ai nimic de câștigat din a discuta despre incompetențele lor. Mai mult decât atât, acest lucru se poate întoarce împotriva ta, iar ceilalți își pot crea o părere nu tocmai plăcută despre tine. Poate părinții tăi sunt bucuroși să te audă când te lauzi cu sumele pe care le iei în fiecare lună, însă la locul de muncă poți atrage antipatii. Este aproape imposibil ca salariile să se aloce cu o corectitudine perfectă și, dezvăluind colegilor cât de mult poți câștiga, nu vei face decât să le oferi posibilitatea de a face o comparație. Din acel moment există șanse mari să nu mai fii privit la fel. Convingerile de ordin politic și religios sunt mult prea strâns legate de intimitatea fiecăruia pentru a fi discutate la locul de muncă. A fi în dezacord total cu opiniile altcuiva poate modifica rapid percepția celuilalt despre tine, deoarece aici este vorba despre confruntarea unor valori fundamentale și foarte mulți o pot vedea ca pe o ofensă. A-ți anunța ambițiile la locul de muncă, în special când acestea sunt în conflict direct cu interesele altor persoane, te va face să pari o persoană egoistă și indiferentă față de colegii tăi și de companie. Cei mai buni angajați se bazează pe o echipă întreagă pentru a reuși, nu doar pe ei înșiși. Indiferent de motivele tale, a vorbi despre scopul tău de a lua postul altcuiva nu te va ajuta cu siguranță să ajungi unde îți dorești. Dacă există un lucru pe care îl putem învăța de la celebrități, este acela să fii foarte atent la ce spui și cui. Unele glume îi pot face pe ceilalți să se simtă groaznic și în același timp te fac și pe tine să arăți foarte rău. Din momentul în care ai dezvăluit că ești pe punctul de a pleca altundeva, devii brusc o pierdere de timp pentru ceilalți. Mai mult decât atât, există posibilitatea ca noul tău loc de muncă să nu fie tocmai sigur, așa că este bine să aștepți până când știi exact ce vei face. Așadar, acestea sunt regulile de care ar trebui să țineți cont începând de mâine când mergeți la serviciu. Aici se încheie și această ediție Business Class. Până data viitoare, când promit că ne revedem la aceeași oră, nu uitați, învățați să cheltuiți și să investiți inteligent!